Bună tuturor, vă spuneam acum câteva zile că cei de pe site-ul Dubai Collection au adus um, o nouă gamă Maison Asrar. Da, n-am putut rezista. Ce să facem, ce să facem? Ana nu poate să reziste când e vorba de parfumuri. Acest red velvet vine așa. Deci cum să arate așa acest parfum? Cum să avem prezentarea aceasta Cum? cum? Ok. Pe site-ul de la Dubai Collection este listat ca fiind un parfum inspirat din Burberry Her. Prezent și el aici. Ok. Încă o dată, un moment pentru această sticluță. Deci este superb, jur. Dacă vreți să faceți un cadou, ceva pe lux și opulență, asta e tot ce trebuie. Da? O sticlă grea, capacul e de plastic, dar nu mă deranjează, este ok. Ok, hai că am terminat cu prezentarea, să vedem ce avem înăuntru. Ia să vedem... pulverizatorul e fix ce trebuie. Să vedem sucul. Oh my God. Mm. Smoothie, căpșuni, fructe roșii, o portocală, ceva zahăr ars pe acolo, da? Să pulverizăm și barberihăr. Ia să vedem. Ia să vedem aici cum stă treaba. Da, același șoc l-am avut și când l-am mirosit prima dată, pentru că eu am primit coletul acum câteva zile și am și purtat Red Velvet. L-am cam purtat la greu, dar trecem peste. Deci, aici am Red Velvet, aici am Burberry Her. n-am na, na, na cuvinte. Ups. Acela a fost capacul. Ok. Sunt cele două parfumuri dup. 90% sunt Singura diferență, singura diferență, în Red Velvet, cel de la Maison Asrar, de pe site-ul Dubai Collection, se simte, se simte o notă lemnoasă. Părul meu nu e cea mai bună formă astăzi, dar depășiți momentul, ne axăm, ne focusăm pe parfumuri, nu pe părul meu care stă în toate direcțiile. Da. Red Velvet are o notă lemnoasă. Pe undeva pe acolo și o portocală. Dar ce îmi place mie foarte mult, oricum mai lăsăm blotărul puțin, ce îmi place mie, asta spun pentru că mă repet, l-am purtat câteva zile, ce îmi place mie foarte mult în Red Velvet, faptul că, spre deosebire de Burberry Her, care nu scare, merge mult către zona aceea de bacarat ruși, Red Velvet este fix ceea ce mi-am dorit eu de la Burberry Her. Și spun asta în calitate de consumatoare de Burberry Hur, sunt la a doua sticlă și vedeți deja cât am consumat din ea. Red Velvet, mă repet, nu merge atât de mult înspre înspre Bacarat Ruj în uscare. Red Velvet rămâne un parfum de sine stătător, păstrând în același timp ADN-ul din Burberry Her. Mă repet, sunt dupuri în proporție de 90% Red Velvet, având având uh, acel touch personal, da? De aceea este și listat ca un parfum inspirat de, nu parfum clonă, nu vorbim de parfum clonă, vorbim de parfum inspirat. Red Velvet într adevăr este, mă repet, regăsim în proporție de 90% ADN-ul din din Burberry Her. În schimb, dacă Burberry Her pentru multe, multe persoane pare un parfum uh, juvenil, adolescentin, dacă pot spune așa. Red Velvet este un Burberry Her ajuns la maturitate, ca să pot, dacă mă pot exprima așa. Red Velvet, dacă, dacă cu Burberry Her aveam probleme vara, în sensul că era bibelou, era pe post de bibelou pentru că nu-l puteam purta, Red Velvet, cu siguranță, vara asta pur și simplu o să-l torn pe mine. Rămâne 90% Burberry her în schimb, mă repet, are o atingere lemnoasă, are o notă de portocal și nu are acea tentă de bacarat ruj în dry down, precum o are Burberry her. În afară de toate acestea, să mai admirăm odată zic, prezentarea parfumului. Ei de pe Dubai Collection vă pun la dispoziție atât varianta mare de 100 de ml, cum am luat o eu, cât și mostre de 2 ml. Iar eu am un cod de reducere de 5%, o să vi las în în bio. Și ce pot să spun? Hai să mirosim frumos cu bani puțini. Vă pup